În dimineața zilei de astăzi ne găsim adunați în locul acesta. De aceea te rugăm să te uiți spre noi, să ne vezi dorințele, că am citit cuvântul și l-am auzit citindu-se, că Tu împlinești dorințele de bine a celor credincioși. Dacă până aici te-ai coborât la țărâna pământului, să-i citești și dorințele care se nasc în om. Tu cunoști pe cei bolnavi aici, Tu cunoști pe cei rătăciți, Tu cunoști pe cei căzuți, Tu cunoști pe cei ce sunt pe paturi de suferință, Tu știi pe cei ce sunt operați, Tu cunoști, Doamne Dumnezeule, pe fiecare ființă, știi și ce gândește, știi ce vorbește, ce cugetă și cercetești și cugetul și simțurile și gândurile, nimic nu-i ascuns de Tine. De aceea te rog, fă o cercetare, Duhul Sfânt, la fiecare persoană și acolo unde e nevoie de ajutor, de mișlocire, Doamne, ridică mișlocitori pentru persoane, ridică oameni, că ai pus oameni să facă cereri, rugăciuni pentru bolnavi, ca bolnavii să fie iertați de păcate, să fie vindecați de boală, să fie zidiți sufletește și să vie înaintea Ta cu adânci mulțumiri. De aceea te rog, binecuvântă lucrătorii pe care i-ai pus în lucrare și pune și folosește-te de ei ca de mădularele Tale care fac parte din unitatea Ta, din corpul Tău. Binecuvintează, Doamne, pe cei ce merg cu Evanghelia peste hotară, la ceea care nu auzi de ea și spartă și duc numele Tău acolo, însoțește-i cu semne, puteri și minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Arată-te, Doamne Dumnezeule, și aici, în țara noastră, și în orașul acesta, și în adunarea asta, și în toate adunările, și proslăvește numele Tău. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească în gândul Tău, în planul Tău, după voia Ta. Mărește-ne dragostea la toți, mărește-ne credința, mărește-ne, ce rugăm, puterea ca să putem rămâne pe statornicie, pentru că vin zile grele și ai spus că să cerem putere, să stăm în picioare înaintea feței Tale, slăvit să fie numele Tău. Lasă-ți binecuvântarea Ta, Doamne, cu duc de rugăciune, duc de credință, în credință să căpătăm că Tu ai promis toate lucrurile și le-ai dat, îți mulțumim. Tu ai promis puterea și ai spus, îmbrăcați-vă în putere. Tu ești Dumnezeu care îi dai toate lucrurile și de la Tine beneficiem de toate. Și astăzi îți mulțumim, slăvit să fie numele Tău. Binecuvântă pe cei ce își deschid gura să cânte. Dă-le harul Tău și puterea Ta. Pe cei ce ascultă, binecuvintează-le gândurile și scrie cuvintele Tale în mintea acelor ce am auzit, că cine are urechi de auzit trebuie să audă și înțeleagă. Ești Dumnezeu care vorbești și pământul te ascultă și își dă roadele după planul Tău. Dar biserica Ta trebuie să aducă roadele cuvenite pentru onoarea Ta, pentru dragostea și puterea Ta divină. Amin.